Doamnelor și domnilor, sunt Ilinca Obădescu, urmăriți știrile prânzului, iată care sunt principalele subiecte. Iarna și-a luat revanșa. După un weekend călduros au apărut ninsorile în mai multe zone ale țării. Atmosferă de poveste în Porumbacul de Sus. Copiii participă alături de elfi și spiriduși la pregătirile de Crăciun. Marele actor Florin Piersic și-a lansat prima carte înconjurat de zeci de admiratori. După ce în weekend am avut parte de temperaturi de primăvară, astăzi în toată țara s-a răcit simțitor, iar în vest chiar a nins. Cu mai multe detalii vine colega mea, Iulia Dumitrașcu. Bună ziua, Iulia! Cum a fost această dimineață cu primii fulgi de nea din acest sezon? Bună ziua și bun găsit tuturor! Această dimineață a fost cum nu se poate mai frumoasă. A nins foarte plăcut de la ora 6 de dimineață până la ora 10, iar mai apoi, așa cum vedeți și acum, s-a oprit această ninsoare. Temperaturile nu au trecut de 0 grade Celsius, cumva o diferență simțitoare față de weekend, atunci când am avut chiar și 10-11 grade Celsius. Vestul țării a fost efectiv îmbrăcat într-o mantie albă, de la mașini la copaci, la toată zona verde, totul a fost foarte frumos și, bineînțeles, foarte multe imagini au ajuns în mediul online să anunțe această primă zăpadă din vestul țării și din Timișoara. Bine spuneai și tu, nu doar aici a fulguit ușor, ci și în alte zone, la Satul Mare sau Bihor. Din fericire s-a circulat bine, nu au fost ambuteiaje și toată lumea a ajuns la serviciu sau la școală în timp util. Și pentru că am ajuns la acest lucru, este important de spus că trebuie să avem grijă, ne spun specialiștii, la îmbrăcăminte adecvată pentru această perioadă și anume iarna, și șoferii să își doteze mașinile corespunzător cu anvelope de iarnă. Vom mai avea parte puțin de răcoare, ne avertizează specialiștii, și nu este de mirare pentru că suntem în sezonul de iarnă, dar spre sfârșitul săptămânii temperaturile se vor mai îmblânzi un pic. Momentan acestea au fost informațiile, la revedere! Se spune că omul sfințește locul, iar asta o dovedește și un director de școală din Iași care luptă ca fiecare copil, indiferent de clasa socială sau de etnie, să aibă o șansă la educație. La școala Elena Cuza din Iași, elevii învață să fie mai buni unii cu alții. Sunt o adevărată echipă, iar asta i-a făcut și pe cei care lipseau de la ore să prindă drag de școală. De 19 ani, Georgiana Antoci predă limba și literatura română, iar de 5 ani este și director al școlii Elena Cuza din Iași. Cea mai mare dorință a ei este ca elevii să nu renunțe la educație, la șansa de a se dezvolta, de a avea o viață mai bună. Este profesor, dar și prieten pentru fiecare elev atunci când este nevoie. Ești tristă. Vrei să-mi spui ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ești mândră că ești o mândră? În școala pe care o conduce învață 650 de elevi. Unii provin din medii defavorizate, alții sunt cu nevoi speciale sau de etnie romă. Fiecare zi în care acești copii vin la școală este o victorie, însă lupta nu este ușoară. Ne luptăm cu ceea ce se numește și, cum spuneam, monstrul prejudecății. Prejudecata este foarte mare, trăim într-o lume în care etichetele se pun foarte, foarte ușor și se dezlipesc extrem de greu sau nu se dezlipesc niciodată. Așa că proiectele și activitățile organizate la școală sunt menite să îi ajute pe toți să se integreze, să-și descopere aptitudinile și talentele ascunse, poate până acum. Asta îl motivează pe Alex, elev în clasa a 7-a. Faptul că vin la școală, nu știu, pe mine mă bucură pentru că alții s-au lăsat. Bine, pentru că acasă n-am. Mai bine îmi vii la școală decât să stai acasă degeaba. Place la această școală faptul că suntem o școală unită și că nu discriminăm etniile. Pentru implicarea de care a dat dovadă, Georgiana Antoci a fost desemnată directorul anului pentru egalitate de șanse la gala premiilor pentru directorii anului 2022, organizată de Asociația pentru Valori în Educație. Cea mai mare satisfacție este dimineața când îi văd cum aleargă, dacă au întârziat un pic, cum aleargă să ajungă repede în sala de clasă,
Cea mai mare satisfacție este când văd minoritari cu majoritari împreună, așteptând copiii atunci când termină programul. Cu multă muncă și dăruire, Georgiana Antoci a reușit să reducă la jumătate absenteismul în rândul elevilor de etnie romă. Copiii vin acum la ore, dar participă și la activitățile extrașcolare, atelierele de teatru, pictură sau dezvoltare personală. Eu azi mai vin pe aici, dar veniți și voi la școală. Da, Aisha? Vii, da? Atmosferă de poveste la poalele munților Făgăraș, elfii, spiridușii și personajele de bază transformă locul într-un tărâm magic, iar vizitatorii sunt provocați să ia parte la o adevărată aventură. Nu doar cei mici sunt încântați, ci și adulții care se răsfață cu bucate de sărbători. Pe dealul lui Crăciun, în Porumbacul de Sus, copiii devin pentru câteva ore ajutoarele moșului. Înconjurați de spiriduși și personaje fantastice, micuții sunt antrenați într-o adevărată aventură. Să mergem împreună să vedem atelierele elfilor și să vedeți cât de multă treabă au ei de făcut. Copiii îl întâlnesc pe Moș Crăciun și împreună cu spiridușii au parte de tot felul de provocări speciale, totul într-un decor de poveste cu mii de luminițe colorate și multe cadouri. Mașinuse, păpușele, trenulețe, orășele de Lego. Copii, acestea sunt jucăriile unor copii de pe listele lor pentru Moș Crăciun. Aventura durează 2 ore, timp în care micuții vizitatori au parte de o experiență de neuitat. Punem cadou. Facem mișcarea magică a elfilor, da? Banda nu funcționează altfel, copii. Și facem cu mânuța așa. Nu doar cei mici sunt încântați, ci și adulții. Cred că nouă ne-a plăcut mai mult adulților așa din spate, că am putut să vedem mai multe de pe ei, dar da, e un loc chiar magic. A fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, pentru că experiența asta este una nouă. Wow! Mie mi-a plăcut aici foarte mult trenulețul și unde am împachetat jucăriile. A fost o experiență care nu poți trăi în altă zonă. Și este minunat aici, un tărâm de bază cu mulți brazi și multe beculețe. A fost un efort uriaș ca să reușim să punem totul pe picioare la timp și în același timp o mare plăcere. Cel puțin să imaginăm povestea și provocările pe care le propunem copiilor au fost un adevărat deliciu. Tot pe Valea Porumbacului turiștii se mai pot relaxa într-un alt loc cu povești. În această lună minunată, și anume decembrie, nu putem trece peste căsuța lunii decembrie, care este decorată specific lunii decembrie. Bineînțeles, găsim biroul unde fiecare copilaș își scrie povestea și nu numai povestea, și ce își dorește de la Moș Crăciun. Foarte frumos, foarte frumos. E ceva deosebit. Chiar dacă suntem adulți, sufletul rămâne tot timpul de copil. O poveste de viață și o viață ca o poveste. La asta ne gândim când îl privim pe marele maestru Florin Piersic. Actorul a lansat weekendul acesta Viața este o poveste, o carte care ne dezvăluie gândurile și trăirile sale. Pentru actor, lansarea reprezintă un eveniment unic pentru că este singurul volum pe care l-a scris și îl va scrie vreodată. Mariana, eu sunt omul cât un munte. Paginile unui roman nu sunt suficiente pentru a așterne trăirile și emoțiile marelui actor. Totuși, maestrul a reușit imposibilul. A rezumat cele mai intense și profunde senzații într-o carte care vorbește deschis despre ce se află în spatele zâmbetului care a încântat o țară întreagă. Un volum îndelung așteptat din partea unei personalități fără egal a teatrului și a ecranului românesc. Dați vândut ceva până acum? Nu doar că s-a vândut, e aproape epuizat primul tiraj. Aplaudați, domnule, stați degeaba aici, aplaudați, că primul tiraj s-a terminat. L-am cumpărat eu, ca să știți.
Romanul autobiografic lansat la târgul de carte Gaudeamus ni-l prezintă pe Florin Piersic așa cum nu l-am cunoscut până acum, cu temeri, cu dileme, cu frământări, dar și cu foarte mult optimism și exuberanță. Cartea Viața este o poveste ne ajută să privim în spatele cortinei și, așa cum îi place însuși maestrului să spună, este o carte a memoriei, nu a memoriilor. Mi-ar fi plăcut să trăiască părinții mei, pentru că mama mea, pe care am adorat-o, a fost o sfântă pentru mine. Cred că nici nu avea... N-avea respirație ca să poată să citească ce am scris eu. Marele actor a avut un sprijin de nădejde la evenimentul de lansare a cărții, prietenul său de o viață, Dan Negru. Sunt multe care mă leagă de Florin, sunt mulți ani care mă leagă de... Cred că mă leagă de Florin vreo 25 de ani și multe prietenii, un om admirabil. Nu e deloc puțin lucru să ajungi să fii prieten cu un om pe care l-ai îndrăgit și l-ai iubit în copilărie. Sub imperiul emoțiilor, carismaticul moderator a rememorat unele dintre cele mai amuzante experiențe trăite alături de emblema scenei românești. Eu cred că toată viața lui el a fost înconjurat de oameni pe care îl iubesc pe el. Nu e o noutate. Am fost odată cu Florin cu ceva vreme, nu cu multă vreme în urmă, am fost împreună în Dubai și eram în avion și la un moment dat toată lumea din avion a venit să facă poze. Noi eram în fața avionului și toată lumea a venit să facă poze și a ieșit pilotul și a zis: domnule, vă rugăm mult de tot, avem o problemă, dacă toți veniți în față nu e bine. O carte carusel care ne poartă prin cele mai abrupte trăiri ale actorului și ne menține într-un balans continuu între râs și plâns. O experiență unică a lecturii care ne dezvăluie că în spatele unui actor măreț se află un om, în adevăr adevăratul sens al cuvântului. Cartea maestrului este disponibilă deja în librării. În această săptămână avem multă energie în zodia Capricorn, motivație pe toate planurile și spor la locul de muncă. Vibrația săptămânii este cifra 5, care ne aduce schimbări și noutăți. Iată ce ne-au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte. În această săptămână avem multă energie în semnul Capricornului. Suntem motivați să ne facem planuri bine structurate și să fim eficienți la locul de muncă, dar și în celelalte sectoare ale vieții. Fecioarele și peștii se ocupă de gospodărie și familie în această săptămână. Vă arătați iubirea prin gesturi practice și reușiți să petreceți mai mult timp cu familia. Racii și balanțele au parte de confruntări pe sectorul dragostei. În urma unor discuții vă asumați angajamente, dar nu sunteți încă foarte convinși. Nu faceți compromisuri doar de dragul partenerului sau partenerei. În această săptămână, pe sectorul profesional și financiar, au parte de proiecte creative inedite și dezvoltare personală și financiară nativii Capricorn și Taur. Mai multă deschidere către inovații și dezvoltare. Berbecii și scorpionii simt agitație pe sectorul financiar, deoarece au multe de rezolvat. Sunt situații din trecut care vă dau bătăi de cap. Mai multă precauție și vigilență în privința actelor financiare, dar și promisiunilor pe care le faceți celorlalți. Leii și săgetătorii au o săptămână bună pe sectorul sănătății. Sunteți în echilibru și reușiți să fiți eficienți și să aveți timp pentru toate. Dar sănătatea este pe primul loc. Gemenii și vărsătorii au o săptămână provocatoare, obositoare. Este momentul potrivit să faceți un examen medical de rutină și să aflați dacă aveți nevoie de suplimente sau de mai multă odihnă. Vibrația săptămânii este cifra 5. Această energie ne pune în mișcare, aduce schimbările, cele care ne plac, dar și cele care nu ne plac, pentru că viața este formată din bune și mai puțin bune. Această energie vă ajută să vă dezvoltați și să vă bucurați de toate, să învățați și să îmbrățișați noutățile în viața voastră. Dar din dar se face rai, vechea vorbă din bătrân se aplică mai ales în preajma sărbătorilor. Un eveniment special sub forma unui bazar de Crăciun organizat în țara noastră a reunit peste 60 de state dornice să întindă o mână de ajutor. Turcia s-a remarcat printr-un spectacol de seamă și a colectat nenumărate fonduri. Thank you.
dansuri spectaculoase, muzică tradițională, demonstrații de meșteșuguri și mai ales multe bunătăți. Standul Turciei, amenajat la bazarul de Crăciun din capitală, a atras toate privirile vizitatorilor. Curioși să deguste bunătățile și să se bucure de arta turcească, oamenii nu s-au mai dat plecați din preajma artiștilor populari. A fost standul cu cei mai mulți vizitatori de la târg și nici nu e de mirare că ținutele cu care au evoluat artiștii au fost de-a dreptul spectaculoase. În plus, curioșii au avut ocazia să participe și la o tombolă cu premii pe măsură, cursuri gratuite de limba turcă, ba chiar și o excursie în țara din Orientul Mijlociu. Turkey corner, Turkish corner, as always it has been, it is very colorful. We have contributions from our Turkish business firms and we have our Turkish ladies. And we have our institutions, Yunus Emre, Maarif. So as Turkish Embassy, we are very proud of this mobilization. Bazarul de Crăciun de anul acesta s-a bucurat de prezența a 60 de țări, fiecare cu câte un stand bine organizat și pus la punct. Toate țările s-au întrecut în promovarea culturii tradiționale și în expunerea bunătăților autentice. Este vorba despre Iowa Christmas Bazaar, tradiționalul eveniment diplomatic și al comunităților internaționale din România, care are o istorie îndelungă. Suntem la ediția aniversară numărul 30 și avem un număr record de țări și de misiuni diplomatice. Evenimentul a fost suspendat timp de 2 ani din cauza pandemiei, iar ediția din acest an a fost una cu totul specială. Banii obținuți din vânzările realizate la eveniment merg ca în fiecare an către o cauză nobilă, ajutorarea oamenilor nevoiași. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații, le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă! Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea se va răci accentuat față de zilele precedente și asta în special în regiunile vestice și nord-vestice. Cerul va prezenta înorări și local în zonele de munte va ninge. Dar și în vestul, centrul și în nordul țării vor predomina ninsorile, iar în regiunile sudice și sud-estice, mai ales spre seară, se vor semnala precipitații. La început sub formă de ploaie, iar apoi va fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în special la munte în zonele înalte, unde rafalele vor depăși chiar și 70 de km pe oră și va spulbera zăpada deja depusă. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 10 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult înorat și nu vor lipsi nici ploile. Termometrul va indica 7 grade în Târgoviște, 6 grade în Ploiești. În Transilvania va fi o zi închisă cu lapoviță și ninsoare. 2 grade se vor înregistra în Sibiu, 0 grade în Cluj-Napoca. În Moldova cerul va fi variabil cu înorări accentuate și precipitații sub formă de ploaie. Doar în nord se vor semnala ceva fluviile slabe. Vor fi 3 grade în Piatra Neamț, 3 grade în Iași. În vestul țării avem temperaturi normale pentru această perioadă, iar meteorologii anunță condiții pentru lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi modeste și ajung iată la 0 grade în Reșița, 0 grade și în Arad. În Oltenia cerul va fi mai mult înorat și sunt anunțate ploi. Vor fi 4 grade în Slatina, 6 grade în Târgu Jiu. În Dobrogea va fi o zi mohorâtă cu precipitații, iar valorile termice ajung la 8 grade în Mangalia, 6 grade în Medcitia. În capitală, valorile termice se mențin scăzute, cerul va fi variabil cu unele înorări din a doua parte a zilei, iar vântul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă ajunge până la 8 grade. La noapte sunt anunțate precipitații mixte, iar minima coboară până la minus 2 grade. Mâine să știți că temperaturile sunt în scădere, cerul va fi variabil, iar maxima ajunge până la 5 grade.
La munte cerul va fi variabil cu unorări accentuate și sunt anunțate ninsori. La altitudini mari, vântul va prezenta intensificări de scurtă durată și va viscoli zăpada deja depusă. 2 grade vor fi în Sinaia, minus 6 grade la Stâna de Vale. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Andreea m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Suceava. Maxima ajunge la 1 grad, iar cerul va fi variabil. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre ca de obicei pe adresa de mail meteoaron.canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.